Doamne, vii și îngenunchez, ție îți mărturisesc, fără tine aș cădea, doar tu ești omina mea. Eu de tine am nevoie, am nevoie, Doamne, tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Acolo e har mai mult nemăsurat, Hristos în mine asta e, prin harul său sfințenie. Eu de tine am apărare. Să mă înveți cântări să înalți, când ispite-n cale vin. Eu mă las, Iisus, pe al tău braț, ești speranță și alin. Eu de tine am nevoie, am nevoie, Doamne, tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Eu de am nevoie, am nevoie, Doamne, tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Aș dori să deschidem Sfânta Scriptură la 2 Corinteni, capitolul 5. Cuvântul Domnului din ziua de astăzi va fi de la versetul 11 la versetul 21, pagina în Biblie, 1131. După citirea cuvântului, aș dori ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Dani Mateuț, care se va ruga înaintea Domnului ca binecuvântarea lui să fie în continuare peste slujitori și peste noi toți. Și mâna Domnului să fie aceea care să ne călăuzească în continuare. Amin. Făptura cea nouă. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri, iarăși, înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă sucotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci am murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, ne ținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Amin. Să ne rugăm. Doamne Tată din ceruri, Tu meriți toată slava, toată cinstea și toată gloria, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Doamne, știu că din veșnicii în veșnicii Tu ești Dumnezeu. Și în această seară, Doamne, suntem aici să recunoaștem, Doamne, încă o dată că cea mai mare nevoie, avem nevoie a prezenței Tale în viața noastră. Mă rog, Doamne, pentru aceasta în mod deosebit să binecuvintez, Doamne, această seară. Doamne, mă rog în mod deosebit să binecuvintez lucrarea din această seară. Amin. Tată din ceruri, îmi îndrept glasul spre Tine, Doamne, și Te rog, Doamne, să binecuvintezi Evanghelia Ta. Amin. Doamne, mă rog să binecuvintezi pe robul Tău. Amin. Doamne, mă rog să dăruiești călăuzire de sus prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, mă rog să lași o ungere proaspătă peste noi. Doamne, doresc ca și în această seară, Doamne, privirea Ta să fie peste noi. Amin. Doamne, mă rog ca în această seară, Doamne, Tu să cercetezi fiecare ființă în parte. Doamne, am venit în locul acesta încă o dată să simțim prezența Ta, Doamne, și să ne bucurăm, Doamne, de harul Tău. De aceea mă rog în această seară, Tată din ceruri, lasă Duhul Tău cel Sfânt peste biserica Ta. Doamne, mă rog în mod deosebit, fă ca fiecare din locul acesta, în această seară, Doamne, să audă cuvântul Tău. Doamne, binecuvintează, Doamne, Amin. Cu o inimă sinceră. Amin. Doamne, binecuvintează-ne cu o inimă curată. Amin. Doamne, binecuvintează cu o inimă care să fie gata să asculte cuvântul Tău. Doamne, vrem să fim ai Tăi. Doamne, vrem să fim credincioși. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta pe fiecare. Doamne, ajută. Binecuvintează, Doamne, și cântarea, și versul de poezie. Amin. Doamne, peste toate chemăm numele Tău și Amin. Te rog, Doamne, să fii Tu cu noi. Îți mulțumesc pentru că ești cu noi. Mărire îți mulțumesc fie. Pentru că ești de partea noastră. Fie, Doamne, ca harul Tău să fie revărsat peste noi. Și îți mulțumesc de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Aș dori să reocupăm locurile. Aș dori să cântăm din nou o cântare cu toții spre slava Domnului. Apoi corul va cânta cântarea. Fă-mă doar un glas. Domnul se vine cu seară. Apoi fratele Dorici, de asemenea, va lua pe Domnul cântând. Și în urmă sora de asemenea, dorește să laude pe Domnul cu o cântare. După aceste cântări binecuvântate, zic ca Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Sabin Chira, să slujească din cuvântul Domnului. Amin. Dacă într-o tainică vreme din lume cineva m-a și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa ai vrut. Dacă am grai și nu munge, să spun ce iubesc și ce nu. Și dacă am harul să cuge, o, Doamne, așa ai vrut. Să cuce, o, Doamne, așa ai vrut.
numai Tu. Dacă voi merge odată la cer ce din Duh m-a născut, voi spune de-a pururea Tată, te laud că așa ai vrut Tu. Voi spune de-a pururea Tată, te laud că așa ai vrut Tu. Caute pe tine orice ar fi, de nu te
te va găsi. I-am spus să nu mai vină înapoi. Viața fără tine n-are niciun rost. Doamne, sunt pierdut și nu am adăpost. Știu că am greșit. Te rog, iar la mine să te-ntorci. Căci fără tine nu pot trăi, dar fără tine nu pot iubi. Iar viața mea nu valorează nimic dacă nu ești tu în ea. Căci fără tine nu pot trăi, dar fără tine nu pot iubi. Iar viața mea nu valorează nimic dacă nu ești tu în ea. Știu că lângă tine rău nu poate fi. Leagă-mă de tine pentru veșnicii. Tu ești tot ce vreau. O, da, ține-mă în mâna ta. Căci fără tine nu pot trăi, dar fără tine nu pot iubi. Iar viața mea nu valorează nimic dacă nu ești tu în ea. Căci fără tine nu pot trăi, dar fără tine nu pot iubi. Iar viața mea nu valorează nimic dacă nu ești tu în ea. Vreau să cred cum nu am mai crezut. Vreau să văd cum nu am mai văzut. Doar iubirea ta îmi dă un sens. Doamne, învață-mă, te rog, cum să iubesc. Doamne, învață-mă, te rog, să iubesc. În orice clipă, Tată, știu că mă iubești. De orice rău din lume, știu că mă păzești. Și știu că în orice clipă tu mă vezi mereu. Vezi ce fac și mă vei călători.
Slăvit să fie Domnul și pentru această dupămasă când putem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze pe toți care au slujit și știu că toți am slujit înaintea lui Dumnezeu, în primul rând cu mulțumirea, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și cântarea aceasta se încheia mâna ta. Și nimeni, spune cuvântul Domnului, că nu ne poate smulge din mâna Lui decât o inimă rea și necredincioasă. Și Domnul să ne dăruiască tuturor o inimă bună și în seara aceasta și pentru totdeauna cât mai avem de pribegit pe pământul acesta, cât Domnul va hotărâ pentru fiecare. Aș vrea să fac o urare, că așa se face de început de an. Și este bine și în timpul anului să ne urăm de bine unii altora și să ne binecuvântăm cu cuvântul lui Dumnezeu, că El se împlinește și dacă îl transmiți cu drag pentru cel de lângă tine, Domnul îl întoarce și pentru tine, că așa este sabia aceasta a cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă salut cu Filipeni, capitolul 4, începând cu versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic bucurați-vă. Vedeți, lucrurile sunt sumbre, toate știrile ne aduc lucruri care ne-ar putea tulbura, dar Dumnezeu ne spune să avem încredere în El și în momentul când suntem în prezența Lui putem să fim bucuroși. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii pentru că Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Hristos Iisus. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor, în biserica Lui și în inimile noastre ale tuturora. Dacă duminica trecută spuneam, după ce s-a terminat cântarea, înainte să predic, despre recunoștință înaintea lui Dumnezeu și despre mulțumire, putem și în această seară să spunem din adâncul inimii și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că spune cuvântul Domnului în aceeași carte, 2 Corinteni, cu capitolul 2, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Și fie și în seara aceasta, Domnul să mai împrăștie mireasma Lui a cunoștinței, harului ceresc, a părtășiei cerești și a cuvântului sfânt printre noi, că toate lucrurile în lumea aceasta se caută să se înnoiască. Și spune cuvântul că la urmă se vor învechi toate. Vedeți, toate firmele de renume caută să aducă produse mai noi pe piață. Fiecare caută să prezinte ceva mai nou, mai bun, mai performant, mai de valoare. Și până la urmă, peste câteva vreme, poate să fie și scurtă, să dispară noutatea aceea și să apară altceva tot mai nou. Comuniștii au încercat să facă un om nou, cum au crezut ei, dar n-a ieșit nimic. Și știți, cei care am trăit atunci, ce a fost. Hitler credea că face o generație nouă de oameni. Vrea să fie o generație, o națiune de blonți, cu ochii albaștri și nu știu ce mai fi fost în mintea lui, aceia care, n-aș vrea să spun ceva, dar oricum a fost călăuzit de cel rău. Și în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună că El, care este suveranul, care este Dumnezeul cel atotputernic, vrea să facă din noi toți, copiii lui Dumnezeu, făpturi noi, toți în Hristos, care v-ați botezat, cântăm noi. Întru Hristos v-ați și îmbrăcat. Pentru că avem cuvântul lui Dumnezeu că toți care au murit în Hristos au și înviat împreună cu Hristos. Și noi nu mai trăim noi, ci dorim să trăiască Hristos în noi și felul duhovnicesc pe care vrea Dumnezeu să-L aibă prin noi. Că de aceea a coborât El din ceruri să vină aici și să ne arate lucrările lui Dumnezeu și atributele lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu și trăirea lui Dumnezeu și slujirea pe care a făcut-o printre noi oamenii. Și vrea să ne învețe și pe noi că trebuie să trăim împreună cu El, ca să fim niște făpturi noi. Ca unii care cunoaștem, deci frica de Domnul. Atunci când cunoști frica de Domnul, nu înseamnă că ai o teamă așa că cineva te lovește. Nu. Frica de Domnul este ceva,
un respect, este o reverență, este o închinare adâncă, profundă, că frica de Domnul este începutul înțelepciunii, în prezența și în fricii lui Dumnezeu, că se spunea dimineața aici despre emoții, se predica, nu? Și fiecare din noi am trăit tot felul de emoții. Mi-am adus de aminte dimineață când aveam și eu vreo 16 ani, când într-o seară, înainte de Paște, la cina Domnului, după o cântare, am fost anunțat ca să predic despre moartea Domnului, despre suferințele Domnului. Și mi-am adus de aminte dimineață în bancă aici, cum mi se băteau genunchii de olaltă și nu-i puteam opri. Emoțiile acelea puternice care au venit peste mine. Aveam așa o Biblie micuță, atunci nu mai vedeam nici scrisul când trebuia să predic. A fost prima predică care am făcut-o cu ochii țintă la candelabrul acela din adunarea aceea unde eram la Călan. Dar a fost Duhul Domnului prezent și am vorbit despre lucrările Domnului, despre suferința Lui, despre moartea și apoi cum s-a rupt perdeaua de sus și până jos și Dumnezeu a făcut intrare slobodă ca și noi în seara aceasta să fim la închinare. Mi-amintesc câteva din frazele acelea care atunci Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. Și mi-a fost o teamă și totdeauna când vin înaintea lui Dumnezeu, vin cu o teamă sfântă, pentru că aici este altarul lui Dumnezeu, de aici trebuie să vorbească Dumnezeu, de aici trebuie să ne vorbească și să ne hrănească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să ne cerceteze pe fiecare din noi. Că dacă nu este El, nu este nimic. Că avea să spună cuvântul Domnului, frica de Domnul, pe oameni că uităm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine, adică Dumnezeu cunoaște profunzimile noastre, cunoaște atașamentul nostru de El, cunoaște credincioșia noastră, cunoaște trăirile noastre, nu cele vizibile numai, ci cele care sunt în taină, nevizibile, nevăzute, unii față de alții. Că Dumnezeu este prezent și ne cercetează și cercetează toate lucrurile și de ochii Lui nimeni și nimic nu se poate ascunde. Cuvântul Domnului spune, și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Trăgea nădejde apostolul că îi cunoștea și el, ei, dragostea lui, a slujirii pe care o făceau pentru ei, pentru că Pavel acesta, cu o lepădare totală de sine, sluja Domnului în suferințe, în prigoniri, în toate problemele prin care el a trecut, spune cuvântul Domnului, că la un moment dat apostolul spunea, cine este slab și să nu fiu și eu slab, cine cade în păcat și eu să nu sufăr, să nu ard, ca și când te-ai pune pe un foc și acolo să arzi pentru fratele tău, pentru sora ta, pentru semenul tău, pentru apropiatul tău, pentru vrășmașul tău. Pentru că pe noi toți ne-a iubit Dumnezeu, când noi toți îi eram Lui vrăjmași, nu când eram noi prieteni. El, când noi eram vrăjmașii Lui, Hristosul binecuvântat, murea pentru noi, își dădea viața pentru noi. Și aici în 2 Corinteni, capitolul 11, care vreți să citiți despre slujba Lui, sunt o grămadă de lucruri prin care a trecut bărbatul acesta, omul acesta deosebit al lui Dumnezeu, care avea să spună la un moment dat, călcați pe urmele mele, întrucât eu cal pe urmele lui Hristos. Versetul 14 spune așa, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și am vrea când ne adunăm aici să fim morți totdeauna noi și să trăiască Hristosul în noi. Că dacă vrem să trăim noi, trăiesc poftele noastre, trăiesc acțiunile noastre care vin de multe ori din firea aceasta care de multe ori poate nu știm sau nu ne-o putem stăpâni cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu se vede, vede Dumnezeu. Vede Dumnezeu cum stai în bancă și cum în timpul acesta spui, Doamne, dă cuvânt robului Tău ca să ne hrănim în această seară sau poate, și nu cred că spune cineva, dar poate unul să zică, mă, dar păi numai duminica trecută l-am auzit. De era altul în seara aceasta. Și eu am zis tot așa. Și am căutat ca să predic mai spre sfârșitul lunii. Dar situația nici cu serviciu și nici cu cine am vrut nu s-a putut. Dar totdeauna, după ce scap de predică, parcă scap de o mare greutate, de o mare povară. Este o mare responsabilitate să stai înaintea lui Dumnezeu cu cuvântul vieții, cu cuvântul adevărului, cu cuvântul binecuvântat,
că Pavel a vrea să le spună la un moment dat, suferiți în puțintică nebunie, pentru că s-au infiltrat printre ei tot felul de oameni care se dădeau apostoli și care suceau căile lui Dumnezeu. Și la un moment dat avea să-i spună unui om, până când nu încetez să strâm căile Domnului? Și știți ce a pățit bărbatul acela? Dar cuvântul Domnului ne spune că și dragostea lui Hristos ne strânge. Vedeți? Eram într-o situație, într-o biserică și zicea fratele de acolo, slujitor, zice, nu știu ce să mai fac, nici nu știu cum să-i mai adun, dacă plouă nu vin, dacă-i soare nu vin, dacă-i sărbătoare nu vin, dacă nu-i sărbătoare nu vin, vin numai care vreau. Și a zis, frate, nu-i pot strânge, că numai dragostea lui Hristos îi strânge. Și dacă nu-i dragostea să ardă după împărăția lui Dumnezeu, după părtășia aceea frățească și sfântă, care înaintașii noștri aveau cu mari riscuri, se adunau prin tot felul de lucruri, prin tot felul de locuri ca să se închine lui Dumnezeu, să slujească Dumnezeului celui viu. Îmi spunea mama când acolo în beci în spate camuflau intrarea și dincolo aveau perine puse în geam ca să nu-i audă cum se roagă noaptea și cum fac stăruință acolo, că nu puteau pentru că erau pârâți și veneau jandarmii. Și tot într-o noapte a apărut jandarmii și l-a ridicat pe un frate cunoscut de frații mai în vârstă, fratele Tanța Vasile, și l-a dus, l-a bătut pe omul acesta. După câteva zile a venit într-o noapte și a bătut semnalul care îl cunoșteau și spunea mama, era spre dimineață, spre la 4, pe la ora 4, și când a intrat acolo împreună cu noi, a început să cânte cântarea aceea. Are ceva rane pe el, ca să-l cunoști. Are pe mâini, pe picioare, tot rane. L-au bătut 4 ofițeri care l-au anchetat și unul din ei n-a vrut să dea pentru că l-au agățat cu picioarele în jos de ceva și îl loveau de pe o masă în tălpile picioarelor. Zice, te batem după Scripturi. 40 de lovituri fără una, ca pe Apostolul Pavel. Că diavolul știe și Scriptura și știe și cum să acționeze, ca să ne întărâte și să-și facă lucrările lui. Și omul acesta a venit legat cu niște cârpe și nailone prin zăpadă, prin pădure. Și a venit acolo că Sfinții lui Dumnezeu chemau prezența lui Dumnezeu, chemau Duhul Sfânt care să-i călăuzească. Și astăzi suntem într-un confort deosebit. Și parcă așa de puțin ne pasă de locul acesta, ne pasă de prezența și de părtășia frățească pe care Dumnezeu vrea să fie între noi, ca să-și poată face lucrările Lui de slavă și să facă din noi niște făpturi noi, nu călăuzite de firea noastră pământească, ci călăuzite de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat. Deci dacă Hristos a murit pentru noi, El a murit nu ca noi să mai trăim pentru noi și pentru firea aceasta pământească care vrea să ne robească, cum spune o cântare. Nu știți că trupul vostru nu mai va aparține vouă? Este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și apostolul avea să spună în altă parte că nu cu argint, nu cu aur, nu cu lucruri pieritoare am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire în care trăiam, în care ne complăceam, în care mergeam în iureșul acestei lumi spre o sândă care așteaptă toată omenirea, care nu se întoarce la Dumnezeu, ci cu însuși sângele Domnului Iisus Hristos. Și când ne adunăm la părtășia frățească, la cina Domnului, să înțelegem aici și să vedem suferințele pe care Hristos le-a suferit pentru noi. Și atunci să înțelegem dacă noi vrem să fim careva mai mare decât El. Sau ne va trebui să avem o lepădare de sine și să trăim în această lepădare de sine, așa cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu. Că celor smeriți, Dumnezeu le acordă harul Său binecuvântat. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, aminteam mai înainte, Hristos a murit pentru noi. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui, vom fi răscumpărați, vom fi binecuvântați, avem garanția unei împărății binecuvântate, să nu vi se tulbure inima. Avea să spună Mântuitorul Ioan, capitolul 14.
aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, pentru că ceea ce vorbea Domnul și ceea ce spune El împlinește. Spune, în casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Povesteam pe bancă cu fratele Câmpianu înainte de a veni aici, despre Ionel, un tânăr pușcaș care murise cu ani în urmă și a fost la mormântarea lui și îi aminteam ceva din predica care a fost rostit atunci și îl fericeam că l-a dus Domnul atunci acasă. Pentru că noi credem că aici suntem, nu, statornici, suntem vremelnici, suntem trecători, suntem efemeri și nu știm când plecăm. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, adică prin Adam, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care ne aduce viața și Hristos ne dă viață din belșug. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cu majuscul, adică omul despre care spunea Pilat, iată omul în care nu găsesc nicio vină. Spune, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Doamne, ajută-ne ca toți de aici să devenim neprihănirea Ta, să fim neprihănirea Ta, ca să putem cânta că celor neprihăniți le șade bine orice lucrare. Psalmistul spunea în Psalmul 33:1, neprihăniților le șade bine cântarea de laudă. Păi de ce îi șade bine? Păi cum să nu-i șadă bine? Că cântarea aceea ajunge la tronul lui Dumnezeu. Slujirea aceea ajunge la tronul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu își încununează pe cei neprihăniți. Zice că cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Oare ce nădejde? Și Iov avea să spună, zice, eu știu, mă voi coborâ în țărână împreună cu nădejdea. Păi ce nădejde că te mâncă viermii? Ce nădejde că ești distrus, ești terminat, ești fără nimic pe lângă tine? Și apoi spune, știu că răscumpărătorul meu este viu, că într-o zi se va ridica. Se va ridica și pentru noi și ne va fi binevoitor. Ochii noștri îl vor vedea, nu ai altuia. Și omul lui Dumnezeu i-a văzut. Cu atât mai mult, dar să ne bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat această împăcare, această iertare, această răscumpărare, această intrare slobodă în împărăția Harului Său, ceresc și dumnezeiesc. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, ci chiar dacă am cunoaște pe Hristos în felul lumii, totuși l-am cunoscut acum, nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Vedeți, și oamenii îl cunosc pe Dumnezeu, dar îl cunosc în felul lumii. Eram vineri într-o încăpere și îmi spune o persoană de acolo, zice, dintre ele, domnul Chira, dumneavoastră aveți sărbătoare mâine. Zic, da, zic, este o sărbătoare deosebită, este botezul Domnului. Și zice, da, ce-i mai important aveți? Și am zis, oare ce ai tu cel mai important sau ce crezi că e mai important? Zice, aghiazmă. Zic, mă, zic, știi ce te rog? Dacă n-ai cunoștință, zic, la laborator, zic, ia aghiazma aia de la biserică și eu ți-o duc la laborator și o să-ți dea analizele. Și să vezi numai câți microbi este în apa aia. Și apoi vreau să spun eu ție dacă apa aia te sfințește. Și am spus, de ce nu vrei tu să pricep că nașterea din nou se produce prin auzirea cuvântului care eu ți-am spus de multe ori despre Dumnezeu și că trebuie să te botezi și să ai o mărturie a unui cuget curaj și apoi o trăire în Hristos. Și el a zis, domnul Chiră, nu cred că preotul ăla care are teologia ne spune minciuni. Zic, bine atunci, crede tradiții și ce vrei tu, dar să nu fie odată prea târziu. Că unii s-au pomenit, spune în evrei, să nu vă pomeniți, veniți prea târziu. Și prea târziu la mântuire este cea mai mare pagubă pe care oamenii pot să o aibă sau să o descopere la un moment dat și să nu mai fie cu Dumnezeu împreună sau pentru totdeauna. Apostolul Pavel avea să spună că lucrurile care pentru el erau câștiguri, le-a socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc, spune el, toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul
nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul nostru, pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos, să fiu găsit în El, nu având o neprihănirea mea, că sunt oameni care își arată neprihănirea lor. Nu am ea, spune El, ci o neprihănire pe care mi-o dă, e căpătată prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, care nu vine de la oameni. Și mântuirea aceasta vine de la Dumnezeu prin har. Și apoi avea El să spună ceva așa de adânc, așa de profund, așa de măreț, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și m-am gândit de multe ori când am citit aici, am zis, oare ce vroia Pavel să cunoască acolo? Să cunoască lucrarea aceea măreață a învierii lui? Când piatra a fost prăbălită de la mormânt, când soldații care păzeau au căzut ca morți, când Hristosul a înviat în puterea aceea binecuvântată? Și spune, și părtășia suferințelor lui, adică să fiu părtaș la suferințe ca și Hristos, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea la învierea din morți. Nu că am câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar spunea El, alerg spre țintă. El căuta, căutând să-L apuc, întrucât și El a fost apucat de Hristos. Și noi am fost apucați de Hristos, și noi am fost binecuvântați de Hristos, și noi am fost răscumpărați de Hristos, dar depinde ce vrem să facem cu făptura cea nouă. Pentru că atunci când Dumnezeu aduce schimbarea aceasta noi, în făptura noastră, în ființa noastră, se schimbă sau este neapărat, trebuie să se schimbe ceva, că dacă nu se schimbă și ești tot ca înainte, ei bai! Spune în 2 Timotei, capitolul 2 cu 19, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetia aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt al Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Și Pavel avea să-i spună lui Timotei, fugi de poftele. Pentru ca să nu ne prindă în capcana aceasta și să ne strângă. Că azi dimineață se vorbea aici despre evlavia sau forma aceea de evlavie, tăgânind puterea, pentru că trăirea noastră înainte a fost și a oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, iubitor de sine. Nu vezi, te întâlnești în câte un loc și nu mai ai în cap de El, nu mai ai niciun loc, niciun timp sau niciun spațiu nu-ți dă să îi răspunzi măcar la întrebările pe care le pune, că îți pune întrebări și vorbește în continuu. Iubitor de sine, ar vrea El să iasă în relief, să spună, să... Și am plecat dintr-o încăpere din aceasta și am spus, măi, mi-ai pus mai multe întrebări, dar nu mi-ai lăsat niciun răgaz ca să-ți răspund la niciuna. A spus, las că o să ne mai întâlnim. Zic, da, dar zic, tu cum ai atâta vorbă, zic, s-ar putea să ne mai întâlnim încă o dată, tot așa. Apoi, iubitor de bani și oamenii fac orice pentru bani. Și aceasta este închinare la idoli, lăudăroși. Ca și El n-are nimeni mașina, ca și El n-are nimeni casa, ca și El n-a făcut nimeni lucrurile, ca și El n-a luat nimeni diploma cu nota care a luat-o El. Oameni care se laudă, oameni care sunt trufași, mândri, care sunt îngânfați, culitori, care n-ascultă de Dumnezeu. Aceștia sunt oameni care trăiesc în felul deșert de viețuire, în făptura cea veche, care nu este formată, nu este făptura cea nouă în Hristos. Zice, fără dragoste firească, neînduplecați, pe ăștia nu ai ce să-i înduplești, că ce spune El, așa rămâne. Era într-o situație și îi explica frumos tatălui copilului mai multe lucruri și a spus, poți să-mi spui până răgușești. Că zice, și așa, ce vreau fac eu. Numai că a venit vremea când a dat cu capul în ceea ce i-a spus tatălui și a venit rușinat să-l învețe cum să facă să iasă din încurcătură. Și a spus, mai bag-o pe internet. Rezolvă, zice, cum știi tu, că tu ai zis că toate le rezolvi. Și până la urmă l-a scos tatăl său din încurcătură. Oameni care sunt neînfrânați, care sunt neîmblânziți, care sunt clevetitori, iubitori de rău, nu de bine. Și apoi spune, îți vânzători, obrazi, zice, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având, și se amintea dimineață, doar o formă de evlavie,
dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu, pentru că Evlavia, însoțită de mulțumire, spunea Pavel lui Timotei, este un mare câștig, este o mare binecuvântare pentru copiii lui Dumnezeu. Și Evlavia aceasta înseamnă o trăire în Dumnezeu, o îndumnezeire care să umplăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Și să vadă oamenii că atunci ești mulțumit în orice vreme. Pentru că știi că dacă a îngăduit Dumnezeu suferința aceasta, sau a îngăduit paguba aceasta, sau a îngăduit lucrarea aceasta, știi că El a vegheat. Și știi că tot El, totdeauna ne-a scos din încurcătură și ne-a dat mai mare binecuvântare la urmă, pentru că așa face Dumnezeu. Apoi, îi se schimbă la omul care este în făptura cea nouă, îi se schimbă nădejdea pe care o are, pentru că, vedeți, oamenii nu mai au nicio nădejde în vremea aceasta, nici nu mai știu ce să mai creadă, nu mai sunt disperați în multe situații. Și Pavel spunea Corintenilor la capitolul 15 cu versetul 19, dacă numai pentru viața de aici, aceasta, ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar pentru noi este altă nădejde, Hristos în voi, în fiecare din noi, nădejdea gloriei, a slavei, a bucuriei eterne cu El, a părtășiei cerești. Apoi se schimbă trăirea în jurul celor cu care trăim. Nu mai vorbești urât, nu mai vorbești murdar, nu mai alergi după lucrurile care aleargă lumea. Apoi cauți altceva, spunea psalmistul în psalmul 1 cu versetul 2. Îți schimbă prioritățile, deci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Și îl vezi pe unul care nici nu avea de gând să pună mâna pe Biblie. Îi spuneam unui frate scump care s-a întors la Domnul și zice, mă, că s-a rugat bunica de mine, că s-au rugat părinții și totdeauna îi dădeam la o parte, dar Dumnezeu a dus vremea când m-a dus într-o zonă în care nu era nicio ieșire decât mâna lui Dumnezeu să mă salveze. Și atunci l-am chemat în ajutor și am făcut o juruință că voi citi Biblia în fiecare zi, în fiecare zi voi citi cuvântul tău. Și spunea fratele acesta, zice, totdeauna mă rog înainte să citesc, sărut Biblia cu respect că e cuvântul lui Dumnezeu și apoi citesc din ea. Plăcere, se schimbă plăcerile, experiențele, dorințele noastre după Dumnezeu, după părtășia cu El. Și omul lui Dumnezeu spune, tot în psalm, psalmul lui David, Domnul 37:4, să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Dar povesteam odată cu unul, nu vreau să zic firesc, dar nu credea cuvântul. Și a zis, păi măi, eu m-am rugat și nu mi-a dat Domnul tot ce am cerut. Păi măi, când inima ta bate cu inima lui Dumnezeu, tu știi ceea ce să ceri. Nu o să ceri niciodată ce Dumnezeu știe că vede că ori e prea mult, ori va fi pentru tine o prăpastie de pierzare mai târziu, ori va fi o cădere sau o alunecare și Dumnezeu te păstrează în limitele Lui, că știe cât poți, știe cât pot. Și El vrea să ne ducă spre împărăție cu bucurie. Zice, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El intervine, El lucrează, El transformă, El schimbă. Schimbări de priorități, înainte dezamăgiți, înainte fără speranță, acum cu glorificare, cu plăcere de cuvântul lui Dumnezeu, de legile lui, de prezența lui Dumnezeu, de cuvântul acesta sfânt, cu o nădejde curată. Știți că Pavel le spunea la Tesaloniceni și textul acesta totdeauna la mormântări se vorbește din el, 2 Tesaloniceni, capitolul 4 cu 13, că nu dorește ca să fie ca și cei care n-au nădejde, adică ca cei care nu cred în nimic, care nu mai au nicio speranță și care sunt disperați. Noi plângem cu durere pe cei ce se duc și îi purtăm în suflete și mai plângem. Dar problema este că îl plângem cu nădejde, că într-o zi, când se deschide cerul, când morți în viață și noi vom fi răpiți, când vom fi pentru totdeauna cu Domnul, ne vom întâlni cu cei dragi, cu cei ce s-au dus, cu cei ce i-am iubit așa de mult, cu cei ce au ieșit din noi, cu cei ce sunt dragii noștri, apropiații noștri sau dintre neamurile noastre. Și Domnul este Cel care aduce binecuvântarea pentru atunci, pentru fiecare din noi, când va veni El. Spunea psalmistul, mă desfătez în poruncile tale, că-și le iubesc.
îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la orânduierile tale. Pentru că se schimbă prioritățile. Cauți cuvântul și dragostea aceasta lui Dumnezeu. Și știi, când ai timp și stai liniștit ca să vorbească Dumnezeu cu tine și tu cu El din cuvânt, nu mai vezi că trec ceasurile și te tot miri că ce s-a întâmplat, că te-a prins ora aia. Dar este așa o bucurie, așa o părtășie cu Domnul. Pentru că Domnul ne aduce în prezența Lui, El vrea să ne binecuvinteze. Apoi, El este Cel care ne dă încredințări binecuvântate, pentru că oamenii se încred în oameni. Dar când îl cunoști pe Dumnezeu, îți lași toate lucrurile, le arunci și aruncați asupra Lui, spune Petru, toate îngrijorările voastre și El însuși va îngriji de ele. Știți ce facem noi de multe ori? Ne rugăm seara lui Dumnezeu și când e dimineața, toate le luăm cu noi. Și așa le târâm și numai nu le putem rezolva. Și când le lăsăm în mâna lui Dumnezeu, are El vremea Lui, ceasul Lui, momentul Lui. Mi-aduc de aminte că la un moment dat am făcut o rugăciune pentru verișorul meu, pentru Oșan Pompei. Și am zis, Doamne, dă-i măcar bucuria aceasta să vadă când se va termina biserica de pe Tatra. Să fie și el la deschidere. Că nu mai vedeam nicio speranță. Că parcă toate s-au stins și s-au dus. Dar a dus Dumnezeu momentul binecuvântat. Când a intervenit. Și îmi spunea săracul într-o seară, zice, Sabin, nu o săptămână, nu o lună, nu un an, 3 ani jumate, să nu poți dormi, să nu poți să respiri, să nu poți să te bucuri de nimic, să nu-ți trebuiască nici mâncare și să nu-ți mai trebuiască parcă nimic. Și Dumnezeu a îngăduit apăsarea aceasta. Dar Dumnezeu a dus momentul intervenției divine. Înțelegem noi în această seară că Dumnezeul acesta este Dumnezeu care vindecă și așa de frumos a fost poezia de dimineață, care s-a spus și la un moment dat se spunea de Dumnezeu Rafa, adică Dumnezeu care vindecă, Dumnezeu care tămăduiește între noi de orice boală. Apoi spune cuvântul Domnului că această făptură nouă în Hristos Domnul se schimbă, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Pavel spunea că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și apoi avea să spune, de fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovădesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, cam nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Și vei spune, cum? Ce crucea este puterea lui Dumnezeu? Da, crucea, suferința aceasta care o ai împreună cu Hristos, acolo este prezența lui Dumnezeu, este călăuzirea lui Dumnezeu, este ocrotirea lui Dumnezeu și este puterea lui Dumnezeu care ne izbăvește din necaz. Căci crucea, până la urmă, este și moarte. Dar nu cu fără nădejde, ci cu nădejdea învierii. Cu nădejdea că vom fi într-o zi cu El. Și Apostolul Pavel avea să spună despre crucea aceasta a Domnului Iisus Hristos, pentru că El a fost legat foarte mult de suferințele Domnului. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Iisus nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur nu sunt nimic, ci o făptură nouă. Și spune, și pentru toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, adică după cuvântul lui Dumnezeu și peste Israelul lui Dumnezeu, să fie pace, să fie liniște, să fie siguranță, să fie îndurarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Pentru că Dumnezeul acesta ne binecuvintează. Apoi, Dumnezeul acesta ne schimbă prioritățile făpturii noi și cauți prezența lui Dumnezeu. Spune în Evrei, capitolul 12, că biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, vrei să faci parte din biserica aceasta? Vreau să fac parte din biserica aceasta? Spune, care sunt scriși în ceruri, noi suntem notați în arhivele lui Dumnezeu, de Dumnezeu judecătorul tuturor duhurilor celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți.
de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai mult decât sângele lui Abel. Noi suntem într-o lucrare extraordinară și măreață și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne lumineze inimile, să înțelegem. Chiar dacă suntem ispitiți, Dumnezeu este Cel care ne aduce și izbăvirea și binecuvântarea. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi-o cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc. Ispite vin, încercări vin, probleme sunt. Apostolul Pavel a spus că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Că am găsit din aceștia și mi-a spus într-o zi, zice, mă, eu am peste 60 de ani, zice, pe mine nu m-a durut niciodată nici o măsea. Și eu nu știu cum alții trec prin atâtea suferințe. Și am zis, de câte ori ai mulțumit lui Dumnezeu pentru harul acesta? Păi de ce trebuie să-i mulțumesc? A, deci știi de ce nu mulțumești? Pentru că n-ai fost niciodată bolnav. Că dacă ai fi fost odată suferind, ai fi înțeles ce înseamnă să fii în durere. Dar așa crezi că e un merit al tău care trebuie să-ți fie acordat. Și apoi am spus, vezi, zic, să scrie Biblia de ăia care nu trebuie prin nicio suferință, să nu fiu ceva fiu născut din altă direcție. Apoi vin încercări, vin necazuri, dar în încercările noastre, în necazurile noastre, Dumnezeul nostru este cu noi. Zicem Psalmul 32. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Și în Psalmul 50:15 știți că unii au formulat treaba aceasta, versetele acestea, telefonul spre Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Doamne, ajută-ne totdeauna să proslăvim și să înălțăm numele Tău, să chemăm numele Tău. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Oare trece făptura cea nouă prin necazuri? Trece, dar Dumnezeu la urmă, spune în Petru, 1 Petru, că la urmă aduce pentru toate încercările prin care trecem noi slava, lauda și cinstea la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, că trecem acum prin încercări și este chiar necesar să trecem, pentru că Dumnezeu vrea ca să fim aur curat și vrea într-o zi să potrivim în templul acela binecuvântat. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, spunea Domnul. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți la mine. Eu am biruit lumea, l-am biruit pe cel rău. Așa că eu sunt mai tare decât el. Eu vă pot veni în ajutor. Eu vă pot aduce binecuvântarea. Eu vă pot aduce izbăvirea. Eu vă pot aduce eliberarea și binecuvântarea în orice situație în care vă aflați. Că Dumnezeu este acela care ne dă binecuvântarea. Ba mai mult, spunea Pavel Roman, ne bucurăm chiar în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce. Aduce după el ceva. Ne aduce o școală a răbdării când îl înțelegem pe Dumnezeu și când treci prin școala aceea și am trecut, am înțeles ce înseamnă când trebuie să aștepți și apoi când vine izbăvirea lui Dumnezeu, ce minunată este izbăvirea aceea și ce dulce. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceea încolțește și ne aduce noi nădejdea că într-o zi vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Am zis, Doamne, dacă făceai împărăția numai de 1000 de ani și după să nu mai fie nimic. Și așa merita, nu? Dar pentru totdeauna cu Domnul, nedespărțiți de El sau despărțiți. Depinde ce alegem. Depinde ce dorim. Depinde ce vrem. Pentru că oamenii lui Dumnezeu erau toți și au trecut toți prin suferințe. Apostolul Ioan al iubirii, care a scris și Evanghelia după Ioan și Epistole, spune în Apocalipsă, zice, când era dus pentru Domnul deoparte, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrobul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Știi, câteodată te trimite Dumnezeu să faci câte o lucrare. Și te trezești cu câte unul care nu-i convine lucrarea pe care o faci. Îi povesteam într-o zi la frate Dan Ianță că într-o zi la Gherla, după ce am ieșit de acolo, unul din cei care îi păzeau, mulți gardieni care sunt pe acolo, a zis, nu știu de ce nu vă vedeți de treabă,
domnul Chira, că zice, și așa veniți degeaba, zice, pe ăștia nu-i mai schimbă nimeni, zice, numai pământul. A zis, să crezi tu, zic, la cruce pe calvar, Hristos murea și un tâlhar mai mare ca ei. Murea lângă Domnul, dar care l-a recunoscut că e împărat și l-a transformat Dumnezeu și l-a dus în împărăția lui. Zic, noi nu știm pentru cine venim, s-ar putea să venim pentru tine, zic către el. Și nu, zice, că eu nu am făcut ceva să nu fiu, să fiu închis. Zic, nu, dacă am post, ca mâine să fiu închis sau să fiu închis, nu? Și zic, atunci alții, dacă vor zice tot așa, zic, vedeți, dacă dumneavoastră nu vreți să-i ajutați, atunci, pentru că oamenii nu înțeleg că astăzi este unul prin suferință sau printr-o încercare deosebită și ca mâine poți să fii tu. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că noi care avem făptura cea nouă trebuie să transmitem mesajul împăcării lui Dumnezeu către oameni. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 1, când apostolul vreau să spună, să-l întrebe pe Domnul când vei așeza împărăția, a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile, soracele, ci voi veți primi o putere și veți fi martori, pentru că de voi am nevoie în lucrarea de extindere a împărăției lui Dumnezeu, de evangelizare a lumii întregi și vreau să încep cu voi. Chiar dacă sfârșitul vostru va fi moartea, răsplătirea voastră va fi binecuvântată în glorie. Și noi trebuie să ducem vestea împăcării, adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar suntem trimiși și împuterniciți al lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu și fie în seara aceasta, plecând din locul acesta, ca fiecare din noi să înțelegem că trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu, că fiecare avem lupte pe care trebuie să le ducem, că fiecare suntem într-un război puternic înaintea celui rău și noi trebuie să ieșim biruitori și nu poți ieși biruitor decât prin Domnul Iisus Hristos, prin puterea Lui. Deci aș vrea în această după masă să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne echipeze cu încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea Lui, îmbrăcați-vă în toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotrivirii uneltirilor diavolului. Noi stăm aici, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și diavolul cu demonii lui scrâșnește și fierbe pentru că lucrarea lui Dumnezeu și cuvântul lui se propovăduiește și sunt oameni indeși care vreau să trăiască adevărul lui Dumnezeu și pregătește uneltiri la locul de muncă, la școală, pretutindeni ca să te înțape, ca să te aducă să spui poate un cuvânt și cuvântul Domnului spune îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să ne putem ținea piept. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Sunt oameni care vin spre noi, sunt oameni care se războiesc cu noi, sunt oameni care cred că cine sunt ei. Dar sunt duhurile acelea care vin peste ei și îi tulbură. Nu știu dacă v-am mai spus aici, într-o zi predicam aici în Dej și a bătut puternic în ușă, într-o ușă care era închisă. E și de acolo unul așa făcut, solid, tot tatuat în bustul gol. Și a zis să termin, să nu mai vorbesc. Și am zis, după ce tu o să termin tu, atunci încep iară. Zic, până ai de spus ceva, te las. S-a învârtit așa pe lângă mine, trufaș, și a zis, nu ți-e frică de mine, în câteva secunde te pot termina. L-am luat de după cap și am zis, nu mi-e frică de tine, că cine e în mine, e mai tare decât cine e în tine. Și în momentul acela a zis gardianul, zice, hai da să plecăm, că cu ăsta nu pot, zice. Păi ce nu a putut el, nu știu. Probabil că era unul din ăla care își tot punea mușchii în acțiune, printre ceilalți și îi mai lovea sau știu eu ce făcea el. Noi avem de luptat împotriva acestor uneltiri ale diavolului și nu împotriva oamenilor, că oamenii sunt stăpâniți unii de duhurile acestea demonice. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Doamne ajută-ne ca în lucrarea noastră, în trăirea noastră, în acțiunile noastre, să ne închinăm înaintea Ta din toată inima, să ne împotrivim diavolului, că el răgnește ca un leu, caută pe cine să înghită, caută să înghită păstori, caută să înghită slujitori, caută să înghită cântăreți, caută să înghită pe toți copiii lui Dumnezeu, pentru că el răgnește ca leul să ne sperie. Dar leul din Iuda este Hristosul biruitor de la Calvar, care vrea să ne călăuzească într-o trăire curată a făpturii cele noi, pentru că Dumnezeu ne-a făcut această alegere ca să fim copiii lui. Dumnezeu ne-a dat credința aceasta să credem în Dumnezeul acesta binecuvântat, în credința aceasta pe care o aveau sfinții. Și spune Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat
dreptat credință de același preț ca așa noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Păi noi când venim aici și învățăm despre El și glorificăm despre El, noi începem să învățăm tot mai mult și să-L cunoaștem pe El. Dar dacă nu vrem, dacă nu venim, noi pierdem, nu Dumnezeu. Dar problema este când vine ziua cea rea, cum rămânem sau cum vom putea să rămânem în picioare dacă nu suntem întăriți, dacă nu suntem îmbărbătați prin cuvântul acesta sfânt al lui Dumnezeul acesta adevărat și măreț, pentru că El a făcut lucrările acestea pentru noi. Și apoi spune, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Deci El nu mai are nimic de făcut pentru noi. El ne-a dăruit înspre noi tot ce privește viața și evlavia în cunoașterea Lui și a slavii și a harului și a măreției Lui. Și noi trebuie să ne agățăm de aceste făgăduințe nespus de mari și scumpe, prin care ne facem părtași firii dumnezeiești, ca să fugim de strecăciunea care este în lume prin poftă. De aceea, și voi mergeți spre încheiere, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Păi dacă n-ai credință, nu vei face nici fapte. Cu fapta, spune cuvântul Domnului, cunoștința. Păi dacă acționezi, atunci începi și dorești să cunoști despre Dumnezeu, despre lucrările Lui. Și apoi înțelegi că vine înfrânarea aceea. Și înfrânarea nu este ușoară. De atâtea ori parcă ai vrea să spui ceva și spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mai bine taci. Ca să fie pace, să fie lucrurile bune pentru unii care sunt slabi. Și taci. Și tac. Pentru că Dumnezeu ne cheamă la această înfrânare și roada Duhului a lui Dumnezeu încheia cu această înfrânare, că nu poți trăi oricum. Știți, roadele firii sunt multe, sau faptele firii, dar roada Duhului este unul, spune de roada Duhului. Țin minte că într-o biserică, la un moment dat, a fost o lucrare printr-un vas a Domnului. Pentru că sunteți plini de roade, nu vă puteți înțelege între voi. Și vă toți scârțăiți și vă toți rupeți între voi. Și doar faptele acestea, spunea în încheiere, vă leagă, zice. Eu am rămas foarte șocat, dar a fost un frate bătrân, înțelept. S-a ridicat, era venit în trecere. Și a spus, bă, duhurile alea care nu vă dau pace, sunt duhurile firii, faptele firii. Că Duhul lui Dumnezeu și roada lui Dumnezeu este doar una care lucrează. La dragoste, la bucurie, la pace, la îndelungă răbdare, la bunătate, facere de bine, la credincioșie, la blândețe, la înfrânarea poftelor. Și spune că pentru aceasta nu este lege, adică nu spune atâta să faci și este foarte bine. Poți să stai liniștit, ai dat atâta pentru Domnul, te-ai rugat atât, ai postit, tu stai liniștit că ești mântuit. Nu, cu cât mai mult rodim pentru Domnul, cu cât mai mult trăim pentru Domnul, într-o zi ne va binecuvânta Domnul în răsplătirea cerească și aș vrea ca Domnul să ne ajute să fim roditori, pentru că pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie și pe orice mlădiță care aduce rod o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Și dacă trecem prin suferințe câteodată, dacă trecem prin probleme, Dumnezeu ne curăță că vrea să aducem mai mult rod și să fim o adevărată făptură vie, o epistolă vie scrisă, citită de toți oamenii. Domnul să lase îndurare peste noi, peste familiile noastre, peste biserica noastră, peste orașul acesta, mântuirea Lui să coboare în inimile lor și peste România și să ne binecuvinteze în continuare. Amin. Corul va lăuda numele Domnului cântând și apoi vom merge spre încheiere. Thank you.
temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin.